Bun găsit! Astăzi vreau să vă vorbesc despre furie. Nu orice fel de furie, ci despre furia care dansează, pentru că am în fața mea un titlu care mie mi-este drag, respectiv Dansul furiei de Harriet Lerner, un alt titlu al editurii Herald, o carte care, deși se vrea în prezentare un ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, cred că este bine ca și bărbații să o citească, pentru că în felul ăsta poate vor înțelege un pic mai bine ce se întâmplă cu femeile furioase. De ce recomand această carte? Pe de o parte pentru că reușește să investigheze toate relațiile umane importante, relațiile familiale, relațiile profesionale și să identifice mecanismul vicios pe care furia le are și funcțiile pe care furia le are. Dar, la finalul cărții, și mi s-a părut nu doar amuzant, dar și provocator, apar și o serie de sarcini pentru cei îndrăzneți și curajoși. Adică sunt câteva exerciții pe care le puteți face fie singuri, fie, de ce nu, în cuplu, care vor fi interesante. Haideți să vedem ce spune autoarea despre relații. Este tentat să percepem tranzacțiile umane în termeni simpli de cauză și efect. Dacă suntem furioși, atunci altcineva ne-a procurat furia sau, dacă suntem ținta furiei altcuiva, probabil că noi suntem de vină. Sau, alternativ, dacă suntem convinși de nevinovăția noastră, putem trage concluzia că celălalt nu are niciun drept să se înfurie. Cu cât relațiile sunt mai fuzionale, cu atât învățăm mai mult să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce simt ceilalți. Relațiile umane însă nu funcționează astfel, sau cel puțin nu prea bine. Începem să ne folosim furia ca pe un vehicul al schimbării atunci când suntem capabili să ne împărtășim reacțiile fără să-l facem pe celălalt responsabil pentru provocarea emoțiilor noastre. Acesta cred că este primul pas spre maturizare și da, furia este un indicator, este poate un ghid care vrea să ne ducă către ceea ce este cel mai bun în noi. Mulțumesc și vă doresc lectură plăcută!